Primăria a decis de 1 mai în Piața Mare Adunării Naționale va putea manifesta doar Partidul Liberal Democrat. Asta deoarece formațiunea a depus solicitarea înaintea Partidului Comuniștilor. Este o decizie politică și vom fi în piață alături de PLDM, spun la rândul lor reprezentanții PCRM. Dumneavoastră, cum sunteți cel instigator care vrea că 1 mai să fie destabilizat situația, deoarece cel puțin vor 40.000 de oameni vor veni oricum. Vreți al doilea 7 aprilie, domnule Roșca? Indignarea comuniștilor vine după ce pe 1 mai intenționau să organizeze în Piața Marii Adunări Naționale cel de-al doilea congres civic al partidului. Primăria a autorizat însă pentru acea dată o manifestație a PLDM. Va primi prioritate cel care a depus primul, PLDM-ul, așa cum ați văzut și dumneavoastră declarația prealabilă. Cu toate acestea, PCRM nu renunță la intenția de a ieși pe 1 mai în Piața Marii Adunări Naționale. Din informații de care dispunem, ședința la primărie totuși n-a fost închisă, dar a fost anunțată o pauză până pe săptămâna viitoare. Noi sperăm că lui Vlad Filat mintea în cap i-a intrat, poate cumva. Totuși va da dovadă de curaj, de cum se exprimă el, asumare și până la urmă ar să-și retragă cererea asta rușinoasă care reprezintă de fapt un act de fals. Și mai la Guta a vrut să protesteze de ziua muncii. Noi ieșim. Doresc. Nu suntem din noi. Lasă-i ați și ei. Și acolo ne-am clarificat puls. Deschis, le spunem în față, să le plesnim o palmă public. Ce-au făcut ei cu noi cu toți? Iată așa. Și nu mă interesează. În total, 6 organizații și partide politice intenționau să iasă în Piața Marii Adunări Naționale de 1 mai. Despre Piața Marilor Controverse discutăm în continuare la Publica News cu invitații orei. Ei sunt Leonid Tabără, istoric, Sergiu Corupceanu, secretar general PSD și Vasile Pascar, specialist principal responsabil de întruniri în locuri publice din cadrul primăriei. Bine ați venit la Publica News și Hristos Anvier. Adevărat. Domnule Pascar, până la urmă, cine a depus această solicitare primul? Sau care fracțiune a depus prima? Pentru că la conferința de presă, domnul Muntean spunea că, de fapt, au fost anunțați că au depus ei primii. Totuși, până la urmă, unde e adevărul? Vreau să zic că primăria municipiului Chișinău nu se conduce după emoțiile cuiva, deci aplică legislația și, conform legislației, fiecare are dreptul de a-și depune declarația prealabilă pentru a-ți desfășura manifestările solicitate. În cazul dat, PLDM-ul și PCRM-ul au pus în aceeași zi, au depus. Dar conform registrului, PLDM-ul a pus, are numărul de 1506, 1506, iar PCRM-ul 1510. Adică PCRM-ul a pus câteva scrisori mai târziu decât... Câte solicitări au fost în total? În total sunt 6 solicitări pentru Piața Marii Adunării Naționale. În ziua de 1 mai. 1 mai, da. Domnule Tabără, în opinia dumneavoastră, ce au urmărit liberal-democrații? De când liberal-democrații vor să organizeze ceva pe 1 mai în Piața Marii Adunării Naționale? Dar dumneavoastră corect ați spus întrebarea. De când liberal democrații sărbătoresc 1 mai, ziua solidarității muncitorilor din toată lumea. E ca tare cea sărbătoare, amintesc la telespectatori, a apărut în Statele Unite ale Americii, când a fost împușcat demonstrația la Chicago și, conform hotărârii internaționale socialiste, a fost declarată sărbătoare solidarității oamenilor muncii din întreaga lume. Și dacă nu este născocită de comuniștii ruși sau sovietici, nu. Toate sărbătorile astea care și 8 martie, tot acolo a apărut și alte sărbători și internațională comunistă a apărut în Franța. Așa că nu a apărut în Rusia. Sau unul, doi. Deci, 1 mai, asta e sărbătoare care trebuie să participe tot poporul. Toți care muncesc. Celor ce muncesc. E sărbătoare sau e o zi perfectă pentru protest? Păi, ca tare, trebuia în primul rând să depună cererile sindicatele. Logic. Ar fi fost ca să depună sindicatele. Însă sindicatele nu au depus. Din ce le-a spus de la Muntean, am privit acolo niște imagini. Dar, ca atare, dacă dorește Partidul Liberal Democrat, poftim. Dacă dorește Partidul Comuniștilor, poftim. Toate partidele pot. Deci nu iese ca partide, dar iese oamenii, muncii, nu la proteste, dar sărbătorie, solidare, au niște probleme față de guvernare și mai departe. Că asta este o sărbătoare care trebuie să adune nu partidele, dar
toată populația care fac parte din diferite partide. Asta e una. Nu doi în momentul care vreau eu să-l accentuez aici, în studioul acesta. Deci, piața Marea Adunare Națională este o piață care trebuie să fie organizată de manifestări republicane, nu de ordin politic. Dar este o piață principală, inima țării, nu numai orașul, nu numai primărie, și partidele când solicită nu trebuie să fie atribuite această piață. Comuniștii, printre altele, când au fost la guvernare, eu critic și fac comuniștii rău astăzi, dar când au fost la guvernare, ei tot timpul sărbătoreau 1 mai în scoarul Operei Naționale, printre altele. Eu am fost acolo, participam tot timpul, în scoarul Operei Naționale, împreună cu sindicatul. Deci, piața mare națională, anul nou, alte măsuri, de ordine republican, nepolitizate, ca atare, dar dacă fiecare partid o să solicite piața mare în Națională, o să fie un haos total. Aici, acum, e clar că ce se urmărește aici, filat, deoarece sistem că o să fie 40.000, după cum a spus Munteanu, nu știu cât o să fie, și mai departe, al doilea congres civic, și mai departe. Așa că, cum acolo, cine e primul, eu nu știu. Eu știu că Voronin a declarat încă atunci când Parlamentul alegea pe Timofti în funcție de președinte, că noi să revenim la piață pe data din 1 mai. Încă atunci, cu o lună în urmă. Nu știu când altul. Eu asta de cum domnul Pascal știe mai bine, eu asta nu pot să explic, dar ar fi bine în viitor ca Parlamentul să primească o decizie sau guvernul ca piața mare națională să nu fie solicitat numai să nu fie dată anume ca să organizeze partidele politice. Nu. În scuar și mai departe. Domnule Coropceanu, în opinia dumneavoastră, eu cred că educații deja au cedat acest drept sindicatului. Eu cred că nu este problema cine organizează. Eu cred că trebuie să ne punem întrebarea conținutul. Ce urmează să se desfășoare în această piață? Eu înțeleg foarte bine că cei din administrația publică locală astăzi pot să spună: oameni buni, asta este legea, cele primul s-a înregistrat, la cele dăm piață. Dar haideți să fim cinstiți față unul față de celălalt. Pentru că Partidul Liberal Democrat solicită piața pentru data de 30 aprilie, data de 1 mai, data de 2 mai și data de 9 mai. Probabil, autoritatea publică locală trebuia să aibă întâlniri cu această formațiune, ca formațiunea nu doar prin declarație, dar să-i explice ce urmează să organizeze de dimineață până seara, toate aceste zile, să vadă dacă nu se suprapune o acțiune cu cealaltă, să vadă întrucât sunt necesare aceste acțiuni și după care să iau decizii. Pentru că la ce putem să ne trezăm mâine dimineață? Un cetățean simplu sau o organizație, mâine depune cerere la primărie, prin care anunță că 365 de zile planifică să facă ceva în piață. Asta ar însemna că nimeni pe parcursul anului, și nu doar în piață, oricare loc public, nimeni nu va avea dreptul să organizeze ceva. Ce se întâmplă dacă, pe data de 30 aprilie, PLDM-ul nu va organiza o acțiune și fix de la oră la oră? Ce se întâmplă dacă pe data de 1 mai, 2 mai sau 9 mai nu organizează? S-a gândit oare primăria la lucrul ăsta sau nu? Asta e primul aspect care am vrut să-l accentuez. Al doilea aspect. Și sunt de acord aici cu colegul când spune de când partidul de guvernământ, Partidul Liberal Democrat, sărbătorește 1 mai. Și trebuie să deschidem o altă paranteză, pentru că ieri, nu ieri, alaltă ieri, am asistat la o jonglare a deciziilor între Partidul Liberal Democrat și sindicate, prin cedare sau necedare a spațiului. Deci este foarte clar că a fost o acțiune bine gândită între prim-ministru Filat, ca președintele Partidului Liberal Democrat, și sindicate, de a organiza o acțiune comună. Și de unde a venit chestia asta? Pentru că sindicatele dorm în Republica Moldova. Pentru că sindicatele, pe parcursul ultimilor 2 ani de zile, nu au făcut nimic. Sindicatele trebuiau să iasă, și nu doar în piață, dar să demonstreze tuturor oamenilor muncii că cu adevărat le apără interesele, drepturile. Atunci când s-au majorat tarifele la gen termic, la electricitate, salarii nu sunt, locuri de muncă nu sunt. Iată, astăzi, iarăși, de nou s-a început negocierile privind majorarea prețurilor la energie electrică. Asta trebuia să o facă sindicatele. Sindicatele astăzi este un slujitor demn guvernului. Pe de altă parte, iarăși trebuie să accentuăm. Ce este sărbătoarea de 1 mai? Sărbătoarea de 1 mai este Ziua Internațională a Oamenilor Muncii. Și a început colegul să spună de unde a venit. Tocmai de aceasta Partidul Social Democrat, împreună cu Partidul Popular Socialist, a și depus o cerere la primărie pentru organizarea, fiți atenți, nu acțiunilor de protest, nu altceva,
pentru sărbătorirea Zilei Internaționale a Muncii, pentru a le da posibilitatea oamenilor muncii să se bucure, inclusiv prin acțiuni culturale. Și am indicat chestia asta. Deci noi credeam că, de fapt, această analiză a solicitărilor va fi făcută nu doar pe criterii politice, nu doar pe cine este la guvernare sau nu este la guvernare, pe partid sau sindicat, ci pe conținut. Cui aparține sărbătoarea respectivă, ce se propune de a organiza în ziua respectivă și au sau nu au nevoie cetățenii Republicii Moldova de această zi. Domnule Coropceanu, nu suferă poporul moldovenesc de acest simbolism, de a ne concentra sau de a concentra atenția în anumite zile, cum ar fi 8 martie, ziua femeii, trebuie să le iubim pentru că e 8 martie. E 1 mai. Toate partidele trebuie să vină pentru că e 1 mai. Nu contează că sunt manifestații sau proteste. Nu suferim de această boală. A spus mai devreme că atunci când sindicatele nu trebuie să doarmă, să vină, să spună să, în orice zi, când se întâmplă vreo problemă. Corect. Tocmai de asta și spuneam că, de fapt, discuțiile cine să vină în piață sau cine să nu vină în piață s-au axat cine a depus primul înștiințarea la primărie și nu conținutul. Pentru că dacă se discuta despre conținut, dacă conținutul manifestărilor ar fi fost identic la un anumit număr de organizatori, probabil, și mai mulți organizatori se întâlnea. Pentru că v-am spus, noi am discutat cu cei de la Partidul Popular Socialist și am convenit, pentru că avem aceleași idei de organizare, nu am avut, deși nimic reproșuri, ne-am decis că da, facem împreună. Domnule Pascari, s-a discutat conținutul, se discută conținutul când vin mai mulți solicitanți? Legea nu prevede discutarea conținutului. Deci ei anunț scopul. Scopul a fost, după când eu țin minte, a Partidului Liberal Democrat desfășurarea măsurilor social-culturale cu ocazia zilei din 1 mai și 9 mai. Ce spuneți dumneavoastră că le-am oferit și 9 mai nu este adevărat, fiindcă în proiectul dispoziției a fost inclus data de 30 aprilie și 1 și 2 mai. Fiindcă pe data de 9 mai ei nu au prioritate. Acolo este altă asociație care are prioritate, adică a depus solicitarea mai devreme decât PLD-MEU. Deci n-a fost inclus în dispoziția respectivă, adică proiectul dispoziției, data de 9 mai. Data de 9 mai rămâne să fie discutabilă. Adică să mai discute, fiindcă, de exemplu, anul trecut, 9 mai, a venit o solicitare de la Guvernul Republicii Moldova pentru a desfășura manifestări în piață, consacrate, sărbătorii de 9 mai, și atunci intră în vigoare articolul 5, alineatul 3, a legii cu privire la întruniri numărul 26, unde spune că administrația guvernului sau guvernul Republicii Moldovei sau președinția au prioritate atunci când solicită o manifestare. Și atunci noi le propunem celor care au solicitat, adică le oferim alt spațiu. Le propunem sau scoară operi naționale, dacă este liber. Unde este liber? Le propunem alte locații. Puteți să ne spuneți cine a solicitat pe 9 mai? Pe 9 mai a solicitat PSD-ul, a solicitat organizația obștească, dacă nu mă înșel eu, Union Media Group și pare mi că, dacă nu mă înșel, Moldova Tânără. Eu nu pot acum să vă zic exact. Și puteți să ne spuneți cine sunt primii? Și pe LDM, corect. Și cine sunt primii? Primii sunt ONG-ul de care v-am vorbit, Union Group, Union Media Group. Sunt primii. Eu au depus din luna decembrie. Pare mi data 29, dacă nu mă înșel. Sperăm să nu fie scandal atunci. O să ne adunăm săptămâna viitoare referitor la data de 9. Domnule Pascari, domnule Tabără, domnule Coropceanu, revenim după o scurtă pauză. Rămâneți alături de noi. Urmăriți Publica News, discutăm despre ziua muncii. Sau cui va reveni piața pe 1 mai și ce se va întâmpla acolo. Domnule Pascari, ca să înțelegem corect, pentru că am văzut și acel material de la conferința de presă a comuniștilor în care au declarat că această ședință poate fi prelungită în cazul în care Filat se va răzgândi, își va retrage această solicitare și așa mai departe.
Deci, va fi prelungită, nu va fi prelungită. Și ce la... se va întâmpla în cazul în care își va retrage cineva această solicitare? Dacă își va retrage, de exemplu, pe LDM-ul declarația, atunci le revine pe CRM-ul să desfășoare conform actului depus la primăria municipiului Chișinău. Dar ce ține de ședință, respectiv pentru 1 mai, ea s-a finalizat. Rămâne doar să discutăm săptămâna viitoare despre 9 mai, despre cei care au depus solicitări pentru ziua de 9 mai. Domnule Tabără, comuniștii au acuzat de mai multe ori pe LDM-ul și a declarat că al doilea congres civic totuși va avea loc, vor veni în Piața Marea Dunării Naționale. Am aflat acum câteva minute că acest drept pe LDM-ul l-a oferit sindicatelor. Într-o emisiune, Vladimir Voronin a declarat că nu ar fi rău dacă acest congres civic se va desfășura împreună cu sindicatele. De a cui parte vor fi sindicatele pe 1 mai? Da, aici este, sunt niște momente contradictorii. Deci, poate Filat nici nu știe, el se află în Bulgaria astăzi. Poate, dar adevăr că după întoarcerea lui toată țara se gândi. Așa mă gândesc și eu. Poate el nici nu știe că nu este o logică aici, că un partid care se află la guvernare, deci a solicitat pe 3 zile această piață. Și sărbătoarea care? 1 mai. E sărbătoarea solidarității oamenilor muncii și ei ies cu anumite probleme față de guvernare. Deci ies un partid care guvernează și cu atât mai mult că liderul partidului este prim-ministru. Nu, cu ce fel de proteste o să fie acolo? Nu este nicio logică. Acă aici nu văd nicio logică. Aici, eu nu cred că Filat este indicația lui Filat și probabil că el poate să răzgândească. Și cum spune domnul Corupcean, într-adevăr acolo 30 nu o să fie nimic, nici la 1 nu o să fie nimic, acolo, mai departe, la ora 2 o să vină comuniști, cei 40 mic care anunță sârbul și munteanul. Nu știu cât o să fie, dar ei vorbesc acolo în urmă. Așa nu este o logică. Mai departe. Bine, admite faptul. Să adună. Și practic, atunci comuniștii poate să facă o declarație că noi venim și protestăm ziua din 1 mai față de măsurile de ridicare a tarifelor, chestii și mai departe și mai departe. Deci iau dreptul. Deci nu ca partid. Deci așa poate fi de acum. Reorientare. Înțelegi? Iau dreptul. Că piața iese și numai Partidul Liberal Democrat are dreptul să iasă cu proteste împotriva poliției tarifare a guvernului și mai departe. Deci este, eu nu cred că o să fie. Alte măsuri culturale. Că el spune că nu s-a fixat nimic acolo. Domnul Corșan tot are dreptate. Ei când au înaintat solicitare, deci au formulat anumite programe acolo. Ce trebuie de petrecut și mai departe. Da. Scopul. Dar scopul general nu. E sărbătoarea din 1 mai. Nu mai e altă chestie. Acolo veterani, parșmanți la război. Acolo e altă chestie. Acolo noi lăsăm... Până la urmă, îmi răspundeți la întrebarea de a cui parte vor fi sindicatele? Sindicatele? Sindicatele, a spus întrebarea, a răspuns domnul Corupcean. Sindicatele, deci, nu se văd sindicatele astăzi, păreri de rău. Este clădirea lor, care se numește a sindicatelor, dar undeva 90% de dată în chirie, ei acumulează bani și n-ați știți ce fac cu banii ce. Nu este, nu sunt sindicatul, este, despre care vorbea, că noi, următorul subiect, ați vorbit despre Lenin, este, Lenin are o lucrare ce de făcut, acolo sunt idei foarte interesante, trei de unioane, lupta împotriva trei de unionismului, cel critic sindicatele acelea, la începutul secolului, erau niște sindicate care serveau guvernarea. Sindicatul trebuie să iasă la luptă, să apere interesele oamenilor. Vezi un popular ce spunea despre posibile majorări la energie electrică? Am înțeles. Domnule Coropceanu, această situație mi-aduce aminte de, dacă vreți, o salată controversată cu piper, cu sare, cu dulceață, cu miere, cu tot ce vrei. Pentru că acolo sunt manifestări culturale, sunt protestatari, Maia Guta va fi acolo, a zis că va împărți palme oricui dorește și cine dorește, 40.000 din partea comuniștilor al doilea congres. Ce se va întâmpla pe 1 mai? Deci... Acum 20 de ani, în Republica Moldova, era un banc care spunea, timpul conflictului de la Nistru, doi morți, trei răniți și din nou muzică. Cam așa suna la posturile, la unele posturi de radio din Chișinău. Cam același lucru se întâmplă acum la noi. Pentru că, într-adevăr, dacă sindicatele, pe parcursul timpului, și-ar fi demonstrat capacitatea de sindicat, de luptă pentru interesele oamenilor muncii, de apărarea intereselor oamenilor muncii. Atunci, evident, aveau dreptul și la o sărbătoare să o organizeze pe parcursul anului. Iar în momentul în care, pe parcursul anului, nu fac nimic absolut decât colectează bani
și stau cu mâna în buzunar omul cel care primește salariul de 1500 de lei sau 1300 de lei și acolo stau și de acolo iau taxă. Iar în schimb nu le oferă nimic, doar ca odată în an să le spună că uite veniți în piață că noi ceva o să vă dăm un balon color. Nu. Cât ține ce se va întâmpla în piață? Deci mie îmi pare rău că inclusiv și Partidul Comuniștilor, care este un partid de stânga, și sărbătoarea de 1 mai aparține partidelor de stânga, a politizat această sărbătoare. Probabil și aici este și o vina lor, că dacă veneau cu un alt mesaj, dacă se încerca să organizeze această zi un pic altfel, și când vorbesc de politizare nu mă refer la discursurile care vor fi acolo, cât monopolizarea temei față de partidul său și partea politică. Pentru că, într-adevăr, în momentul în care trăim într-o situație destul de complicată în Republica Moldova, oamenii muncii au dreptul să-și expună și dezacordul față de politicile guvernului, față de politica socială care este promovată de guvern, față de majorările la tarife, la prețuri, lipsa locurilor de muncă. Asta este dreptul oamenilor muncii. Iar faptul că oamenii puteau să-și expună un dezacord în același timp, urându-și succesul unul celuilalt, cu niște inclusiv măsuri culturale, asta era o chestie bună pentru că oamenii se simțeau destul de bine în ziua respectivă. Și nu trebuia să facem. Și iarăși încerc să mă întorc la ceea ce spuneam anterior. Eu înțeleg că este foarte simplu să te ascunzi de o normă în lege. Dar în momentul în care actuala guvernare a modificat legislația așa cum a vrut ea, doar ca să aleagă președintele prin elementele uzurpării puterii în stat, doar ca să-și mențină la putere, eu cred că administrația publică locală, dacă se întâlnea într-o comisie specială, creată de Consiliul Municipal, dacă trebuia, dacă trebuia o comisie mai mare, ca decizia față nu doar de cine va organiza, dar conținutul organizării să fie foarte bine argumentat. V-am spus că nu este astăzi nicio dovadă că cineva va organiza într-o zi sau alta o manifestare, 1, 2, nu știm ce se va întâmpla. Și eu nu-mi doresc ca ziua din 1 mai să fie transformată într-o zi a dizbinării și în continuare a societății. Nu-mi doresc ca pe Piața Mare a Adunării Naționale în ziua din 1 mai să fie certuri, să fie lupte, zice să domnul fie Sârbu, contrazice. Un alt 7 aprilie. Păi asta și spun că să știți că direct de data aceasta se face vinovat guvernul Republicii Moldova și nu doar guvernul. Când vorbeam guvernul pentru că a încercat felat cu sindicatele să joace jocul lor, vorbesc nimijlocii de Partidul Liberal Democrat din Moldova. Dânșii sunt responsabili de tot ce se întâmplă, inclusiv de dezvinare. Domnule Pascal, dânșii, trebuie să fie, și doar o secundă, să fie aceste... Partidul, da, Liberal Democrat, fiind ca cel mai mare partid ca număr din actuala guvernare, cei care formează actul guvernării, trebuie să demonstreze prin politica, prin proiectele implementate în țară, că dânșii au grijă de oamenii muncii. Și nu să iasă la 1 mai ca să spună anumite discursuri sau să aducă niște copilași pe scenă sub pretext că vor face un concert ca să se eschiveze de la responsabilitatea față de oameni. Am înțeles. Domnule Pascar, nu credeți că ar trebui examinat conținutul în mod prioritar și nu data recepției scrisorii? Părerii de rău, legislația în vigoare nu prevede, nu reglementează acest... Nu prevede, dar se poate. Adică, nu orice, eu am fost deputat, nu orice se poate indicat în lege. Bine, acum totuși... nu este posibil, dar cum ar trebui să fie corect? Eu aș zice că ar fi bine ca legiuitorul să facă legea în așa fel, ca să fie concret pentru orice situație. Noi avem legea la general. Înțelegeți? Legea la general. Acolo e scris. Nu se spune ce scop are. Principalul ca manifestarea să aibă un scop pașnic. Asta este scris în lege. Și eu aș mai chema chiar toate partidele. Cei care în 2008 au votat această lege, să fie buni, pentru care sunt și astăzi la primul Parlament, să fie buni, să o respecte. Asta este. Deci este o chestie simplă. Domnule Tabăr, da. Eu vreau să continuăm mai departe. Nu, în lege e imposibil să incluzi orice amănunt. Absolut, este imposibil. Constituția este un document general. În urmă, în diferite articole respective se menționează cum că această activitate se reglementează de o lege organică. În legea aceasta, iarăși,
se spune că se reglementează de un regulament primit special de primărie. Primăria trebuie să unească un regulament. Care e ca, de pildă, corect, acel un regulament. Un regulament, domnul Pascaru, așa mai departe. Acolo prevede, la... prevede hotărârii de guvern. Referitor la ce posibil să fie piață. Eu cred că nu o să fie nimic strașnic, fiindcă și din declarația lui Munteanu am observat. Dar noi să venim alături de Partidul Liberal Democrat. Aici totul sunt oameni munci, oameni care muncesc. Și oameni care muncesc și se simt cel mai rău la țară, care o să vină de la comunist. Eu îi înțeleg, pe dânsul îi cunosc. Eu mai îmblu pe raioane. Da, dar ei vor să organizeze al doilea congres civic. Poate până atunci, dacă o să fie această situație, poate s-a schimba. Înțelegi? Încă nu e... Este o hotărâre cu o lună urmă, dar în legătură cu faptul, o să întoarcă domnul Filat, o să vadă, o să discute, ca să nu se primească. Comuniștii, eu am mai declarat de aici din studio, eu îi cunosc tare bine pe dânși. Ei asigură securitatea, asigură ordine, ei la provocări niciodată nu măr, absolut. Eu cunosc foarte bine și socialdemocrații, tot așa e situație. Nu se admite nicio provocare, absolut. Cunosc foarte bine. Eu sunt în Raioane, fost studenți, conduc organizația regională a Partidului Comuniștilor și ei au grijă ca să nu pătrundă niciun provocator și mai departe. Ei să asigură. Nu o să fie ciocniri. Aici, la Gută, acolo, o să fie poliție, chestii. Eu cred că e sărbătoare, 1 mai, care o sărbătoare toți care muncesc și mai departe. Și eu cred că nu o să ajungă la conflict. O să fie paralel alături și partidul. Eu nu vine a crede că o să fie cineva de la Partidul Liberal Democrat. Sindicatele nu sunt în stare să scoată oameni pe stradă. Nu sunt în stare. El știe, domnul Coș, știe foarte bine și eu cunosc tare. Nu cunosc liderii. Îi cunosc. Nu pot scoate. Partidul Liberal. Da. Credeți că această situație creează un precedent pentru alte sărbători? Este într-o măsură oricare, dar eu mai este timp. Mai este o săptămână, 10 zile. Credeți că se vor schimba lucrurile? Poate ceva s-a hotărât. Știți, eu cred că noi discutăm acest subiect, dar mai este un subtext al acestui subiect. Pentru că în momentul în care există o ceartă în societate, societatea într-un fel pierde din alte probleme destul de importante. Și acum, pe de o parte, iată lupta asta între Partidul Liberal Democrat și Partidul Comuniștilor încearcă ca să sustragă atenția pe o întrebare în schimbul altei întrebări. Pe de o parte. Pe de altă parte, eu cred că cetățenii Republicii Moldova trebuie să înțeleagă foarte bine ce își propune, ce a făcut mai bine zis, și ce își propune să facă Partidul Liberal Democrat, care este la guvernare, ce își propune să facă Partidul Comuniștilor, care este partid parlamentar, în primul rând parlamentar, și în momentul dacă nu recunosc acest parlament, ar trebui să-și depună mandatele, ca oamenii să înțeleagă că ei, într-adevăr, sunt cinstiți față de popor. Și dacă îi cheamă la un congres civic, să înțeleagă că, da, noi avem încredere în acești oameni. Atâta timp cât comuniștii spun că parlamentul este ilegal, dar își mențin carnetele de deputat, ridică salariile, etc., înseamnă că dânșii nu sunt cinstiți cu proprii alegători și cu cetățenii Republicii Moldova. Am înțeles. PSD-știi vor veni în piață. Deci, dacă tot vine toată lumea. Eu am spus, totul depinde de conținutul ce va fi în piață. În momentul în care Partidul Liberal Democrat va încerca o dată în plus să ducă cetățenii Republicii Moldova în eroare, noi nu vom participa la o asemenea farsă. Am înțeles, vom trăi și vom vedea. Vă mulțumesc, domnilor, pentru această discuție.